Un avocat din capitală a fost reținut de ofițerii spia, fiind bănuit de trafic de influență. Potrivit informațiilor, apărătorul ar fi extorcat 20.000 de euro de la clientul său, sub pretextul că ar avea influență asupra unui procuror din Procuratura Anticorupție și ar putea să-l absolvească de pedeapsă penală. În cadrul măsurilor speciale, avocatului i-a fost transmisă suma de 1.500 de euro, moment în care a mai pretins 6.000 de euro. Ulterior, acesta a fost reținut, iar în urma perchezițiilor asupra lui au fost depistați banii transmiși anterior. Avocatul a fost reținut pe un termen de 72 de ore. Acum el riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 6 ani.